Urmăresc de câțiva ani activitatea parlamentară, guvernamentală și locală a PSD. Activitatea lor a fost motivul implicării mele în politică. Simțind că robinetul cu bani publici la care au fost legați în ultimii 30 de ani nu va mai curge, colegii de la PSD au organizat un spectacol sinistru zilele acestea, chiar aici, în plenul Parlamentului. 20 de ani a condus PSD județul Constanța. Ni se spunea Republica Mazăre. Administrație zero. Puțină spoială înainte de alegeri și atât. În rest, afaceri imobiliare. Retrocedări dubioase, aprobări de construcții pe faleză, pe plajă sau pe situri arheologice. Blocuri între blocuri, mall-uri prin parcuri. Cam orice și-au dorit asociații, apropiații sau cei care plăteau prețul cerut. După această perioadă s-a produs o minune. PSD a produs mii de amendamente în câteva zile. PSD vrea să facă treabă. PSD este interesat de soarta românilor. Chiar dacă le-au scris de ochii lumii, nici de cum cu intenții serioase, tot au muncit mai mult decât în ultimul deceniu. Stimați colegi de la PSD, românii și-au dat seama că miile de amendamente depuse de voi sunt de fapt un pomelnic al nerealizărilor și eșecurilor voastre din ultimii 30 de ani. Cu ipocrizie ați propus amendamente având ca obiect promisiunile voastre electorale din 2016 cu care ați păcălit oamenii să vă voteze. PSD Constanța a fost permanent preocupat de sănătatea cetățenilor. Au ales un manager excepțional pentru Spitalul Municipal. Bun executant. Din păcate, competențele managerului erau pentru o altă specialitate apreciată de clanul PSD. Pentru aceste competențe, managerul a fost recompensat cu o condamnare definitivă cu executare pentru corupție. De altfel, tot PSD a reușit să distrugă Spitalul de Ortopedie din Mangalia, o inginerie imobiliară care, din păcate, le-a reușit. De 20 de ani suntem amenințați cu Spitalul Regional Constanța. Timp de 20 de ani, PSD a fost la șefia județului Constanța. A avut miniștri, a avut premier. Ce au făcut pentru spitalul promis? Nimic. Au promis un spital nou, dar au livrat un cimitir nou. Au promis constanțenilor luna și stelele, în timp ce gașca pesedistă din județ își consolida tentaculele mafiote. Acum, după ce a finalizat povestea Spitalului Regional, PSD, îngrijorat de soarta copiilor din Dobrogea, dorește să ne ofere un alt spital poveste. Unul de pediatrie. După ce au controlat distribuția banilor publici către obiective personale, subit, odată cu pierderea controlului pușculiței cu bani publici, PSD a devenit generos și interesat doar de binele poporului. Vor bani să înceapă acum studiile de fezabilitate. Vă rog să concluzionați. Cine v-a oprit să faceți măcar un studiu în atâția ani la putere? Am totuși o veste bună pentru voi. Aproape toate propunerile voastre se pot finaliza prin PNRR. Sau stai, nu știu dacă este chiar o veste bună, pentru că PNRR vine fără parandărăt. Vă mulțumesc. Cristina Rizea, deputatul SR Plus de Constanța.